Publicitatea nu este un lucru de la care rămânem tot timpul entuziasmați, mai ales cea pe care o vedem prin Chișinău. Însă, noile tehnologii, ca și în oricare alt domeniu, își lasă amprenta. De aceea, astăzi vă arăt cum puteți vizualiza un spot publicitar direct de pe un simplu billboard din oraș, cum puteți procura ceva direct dintr-o revistă sau cum puteți adați de clipuri de pe YouTube printre pagini. Totul sună destul de straniu, nu? Layer este aplicația care aduce publicitatea la realitate și mai multe surprize pe parcursul episodului. Stați aproape! Layer nu este doar o aplicație, ci un întreg serviciu care aduce lumii ceea ce numesc ei publicitate interactivă. Mai exact, publicitatea care interacționează direct cu publicul. Aceasta permite vizualizarea digitală a materialului printat. Să vă dau un exemplu. Mergând prin oraș, am văzut acest billboard, pe care se reclamează un laptop. Tot ce văd eu este doar o imagine statică. Aprind aplicația Layer și scanez billboardul. După care, vedeți și singur magia. Dintr-o simplă publicitate statică, am primit o animație 3D a laptopului. Același lucru îl puteți face și voi, scanând billboardul cu ajutorul aplicației instalate la voi pe smartphone sau pe tabletă. Dar asta nu este tot ce poate face Layer. Citind o revistă, tot ce putem vedea este același text și aceleași imagini. Scanând o pagină cu ajutorul Layer, putem vedea o mulțime de poze și clipuri video. Iar în caz că într-o pagină este indicat un produs de vânzare, la fel, scanăm mai întâi pagina, iar apoi pe ecran ne apare opțiunea de cumpărare. Sau, spre exemplu, putem asculta muzică. La fel, dacă vedem afișul unui film, putem să-l scanăm și să obținem toată informația despre acesta. O altă funcție incredibilă este GeoLayers. Aceasta permite să găsești locații ca restaurante, bancomate, parcuri și multe altele, toate în timp real. Scanând locațiile, poți vedea detalii, dar poți obține și direcții spre acestea. Sau, dacă te folosești de Instagram, poți vedea ce poze s-au făcut prin apropierea ta. Desigur, dacă veți scana o publicitate gen lombard, aur, argint, nu vă așteptați la vreun rezultat. Această tehnologie lucrează pe afișele confirmate de acest serviciu. Pentru asta există Layer Creator, serviciul care permite crearea a astfel de materiale. Așa că am creat și eu unul. Aplicația nu este una din cele mai utile testate de mine, dar, la sigur, este cea mai neobișnuită. O puteți downloada atât din Google Play cât și din App Store gratuit. Iar data viitoare când treceți pe lângă un astfel de billboard cu logotipul Darwin pe el, scanați-l și veți primi același rezultat. Tot același lucru îl puteți face și cu bancnotele noastre. Deschideți portofelul chiar acum și încercați. Vă așteaptă o mică surpriză. Nu mai am bani, am numai un leu. Noi ne auzim în următorul episod, nu uitați să dați like și să împărțiți episodul cu prietenii. Pentru noi episoade, apăsați abonarea, cu voi a fost Vicu, toate bune!